mai. Doamnelor și domnilor, haideți să-l primim cu aplauze puternice pe Alin Dincă! Sunt un Brutus! Salutare, prieteni! Pentru cei care nu mă știu, eu sunt Alin, prietenii îmi spun Coyotu, sunt solist în formația Trooper, sunt și profesor, așa cu fața asta. Sunt DJ la Rock FM, ceea ce mă face colegul direct, rudă de gradul 1 cu Răzvan Exarhu. Așteptam momentul în care să pot să-l ard pe Răzvan și el să nu poată să spună nimic. Așteptam de asemenea momentul să-l ard în fața omenirii, pentru că acolo, la el în emisiune, mă, nu prea ai cum. Știi că e și emisiunea lui, el are controlul, îți trage butonul în jos, vorbește ce vrea, până la urmă tot el câștigă, pentru că tu pleci din studio. Dar de data asta... răul o să fie făcut. Mă ocup. El e un om bun și asta se vede. Și un coleg bun și e unul dintre cei care cred că se bucură foarte tare de ceea ce s-a întâmplat cu Rock FM. Mă gândesc că or să existe câteva emisiuni până o să se stingă focul pe care o să-l pornesc astăzi, în care o să mă ia în balon și o să găsească tot felul de lucruri care mai de care și are de ce să se lege. Așa că sunt sigur că o să se răzbune. Apreciez din suflet acțiunile de genul ăsta și mi-aș dori să se întâmple mult, mult mai des. Îmi place când ne adunăm așa mulți la un loc pentru a comemora o fostă glorie a radioului. Răzvan Exarhu. Aplauze! Răzvane, după apariția asta la Iumor, au pățit-o și alții. Poți să-ți iei adio de la radio. Știu că pare trasă de păr gluma asta, dar vroiam să fac o paralelă cu cariera ta. Sau cu sexualitatea lui Mihai. Voilà! Sau cu modul în care se îmbracă Delia. Despre Chelu n-am ce să zic, la el este cu tras în piept, nu cu tras de păr. Aș zice ceva și despre Ilona, dar nu ne interesează cu cine se trage ea de păr și pe unde. Bravo, bravo. Da, da. Nu o băgăm în seamă. Dar totuși, dacă am vorbit despre Ilona, vreau să pronunț și numele lui Șerban, asta ca să nu neglijez niciun nimeni din seara asta. Mamă, 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 na, că ți era că noi n-am luat nimic în seara asta, iată, am luat. Despre Șerban, totuși, se pot spune atât de puține lucruri. Dacă n-ar exista scenariștii pe lumea asta, el practic n-ar vorbi în emisiunea asta. Tot e scris. Ar fi exact ca acasă la el, în familie, cu soția, n-are niciun cuvânt de spus. Răzvan, vreau să-ți dedic public un lucru, un mesaj, de fapt, din inimă. Să știi că ești unul dintre idolii mei. Și eu mi-am dorit să devin bețiv la un moment dat. Da? Cred că tu ești singurul om angajat ca alcoolic cu normă întreagă. Pe bune, acum nu știu dacă voi sunteți la curent cu cât se bea în studioul Morning Glory la Rock FM. Noi nici măcar nu ne dăm jos din pat și ăștia sunt claponi în studio. Îi găsești pulbere. Și primește și bani pentru asta. Bine. Ea zice că sunt sponsor, că e plasare de produse, Sanchi. Și totuși nu l-am auzit pe Bendeac să meargă prin public pe aici și să vă întrebe dacă ați văzut leu. Sau dacă vreți cu punguță sau fără. Asta spun doar domnișoarele care îi trec pragul. Răzvan se laudă că are ADN de rocker. După cum v-am spus, el realizează matinalul la Rock FM. Da? Este singurul DJ care are voie să schimbe playlist-ul, să facă orice. El poate să pună orice muzică. Și cu toate astea vine cu toate piesele vechi pe care le găsește pe casete pe acasă. Cred că în segmentul ăla orar ar trebui să se numească radioul Bad Rock FM. Ia badabadu, ți-aduce aminte de tinerețe? Când ascultă Elvis, dă așa din cap, nemulțumit și spune: tineretul din ziua de azi. Are o mare pasiune pentru gătit, fapt recunoscut și de celebrul show de televiziune MasterChef, care după ani întregi de succese s-a gândit să ia și un an de pauză și să-l aducă în juriu pe Răzvan. A fost totuși o experiență bună pentru el, pentru că pe ceilalți doi colegi nu și mai aduce aminte nimeni.
faceți un exercițiu. Cine mai era în juriu cu Exarhu? Probabil că oamenii s-au retras câțiva ani ca să nu-i mai asocieze lumea cu tine, Răzvan. Posibil și asta, da. Ei, Fodor, era Fodor. Totuși. Răzvan este unul dintre cei mai mari oameni de radio. El practic se confundă cu radioul românesc, depășit superficial și ar face orice pentru audiență. A fost urât asta? Nu, nu, nu. N-a fost. Iar îți spun, eu nu vreau să te fac bătrân, dar te știm la radio din perioada în care nu exista sunet. I-am auzit vocea atât de des încât atunci când îi dau telefon, mă aștept să intre un jingle, să intre publicitate, să se întâmple ceva. Răzvan este brăilean și se mândrește cu asta. Normal că trebuia să ating și punctul ăsta. Din păcate a trebuit să plece repede din Brăila pentru că avea de distrus un radio. Cel puțin un radio. Iubește mult mâncarea. Are o relație intimă cu ea. El nu este genul care să înșele, dar uneori îl poți vedea mâncând câte o șaorma și plângând pe undeva printr-un colț. O consumă în viteză sălbatic, se șterge de sos. Dar în drumul spre casă are grijă să cumpere un buchețel de rozmarin pentru mușchiulețul de vită din frigider. Ce frumos! Îmi curge o lacrimă. Da. Prieteni, producător, prezentator, scriitor, DJ, jurnalist, bucătar, aplauze pentru Răzvan Exarhu! Sau cum să faci 1000 de lucruri fără să te pricepi la nimic? A început cu rondul de dimineață, apoi l-au mutat noaptea pentru că nimeni nu mai voia să se trezească dimineața. Cu multă inspirație au numit emisiunea Rondul de Noapte. Asta probabil pentru că toată cariera ta este în cerc. Apoi și-a pus toată creativitatea în slujba publicității, domeniu în care a avut foarte mare succes. Cunoașteți și voi campaniile lui. Exact, la fel de celebre și mișto ca și colegii săi de la MasterChef. Totuși, este un om care a reușit în viață. A plecat de jos, dar de jos de tot, v-am spus că este din Brăila. A venit în București, a reușit să-și împlinească visul. Partea frumoasă este că n-a uitat niciodată de unde a plecat și tocmai de-aia, uneori, noaptea, o să-l vedeți pe străzi, cu o borsetă după gât, spunând, băiatul, băiatul, vrei parfum? Ceas? Te iubește lumea. Da, da, da. Răzvan este un tip foarte inteligent, are o cultură vastă, atât de vastă încât mare parte nici măcar nu este în capul lui. Răzvan, eu mă opresc aici. Morning Glory, Morning Glory, i-a mars pe realizatorii. Mulțumesc. Știi că te iubesc, te apreciez foarte, foarte mult, ești cel mai bun. Fiecare glumiță a mers braț la braț cu respectul pe care ți-l port. La fel și vouă, Mihai, Delia, Chelu. Chiar și eu. Și un pic de tot, chiar și pentru Șerban. Ce frumos! Pa! Aflu lucruri noi, domn. Un pic. Cei care pot face glume bune despre tine sunt cei care sunt aproape, în general. Unul de la distanță are mari șanse să fie grobian. Așa că pentru mine a fost bine. Infirm, ipotez.